cartea lui Sorin Lavric, Glasul din Bolgi. Mai întâi a zis să facem rugăciunea și după aceea începem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne și lucrește pe noi. Amin. Să dăm și mă trebuiam, dragi invitați, că 19 martie este și data trecerea Domnului Virgil Maxim. Virgil Maxim s-a stins la 19 martie 1997. El a fost arestat în clasa 8-a, cum era atunci, deci clasa 12-a, cum ar fi azi la liceu, era elev, și a făcut 22 de ani de închisoare. Și cred că această aducere aminte a mărturisitorilor iată la data trecerea Domnului are o semnificație. Deci, când vorbim despre martirii neamului, la ce ne gândim? Și cartea lui Sorin Lavric tocmai acest lucru face. Ne gândim nu doar la cei care au pătimit întâmpințele din țară, ci începem cu cei care au luptat și în al doilea război mondial împotriva comunismului. Ne gândim și la martirii basarabeni și îl avem aici pe domnul Mihai Trepeliță, care este scriitor, de fapt, sunt Bucovinea sau Basarabeni? Bucovinea? Teritoriile ocupate. Teritoriile ocupate, da? Deci, atunci ne gândim și la cei care au luptat, la martirii români basarabeni, care au murit din diverse masacre, precum cei de la Fântâna Albă, pomenim pe mulți neștiuți deportați în lagările sovietice, la Vorkuta, la Oranchi, la Astrahan. Ne gândim și la cei care au murit în tențele din țară, la cei uciși în reeducările de la Pitești, Gherla, la Canan, cei exterminați la muncă forțată, la Canal, la Cavnic, Baia Scrie, cei lăsați să moară în agonie, la Târgu Ocna, la Vier Graciu, Caiuc, Gilava, Galați sau Sighet, dar și ne gândim și cartea Glasul din Bolgie îi amintește pe cei care au luptat, deci pe luptători anticomuniști din munți. Și ne gândim și la țăranii care s-au opus colectivizării. Adică ne gândim la demnitatea românească. Și ne întrebăm, cineva chiar îmi spune, bă, ce rost mai are acum în pace în trecut? Că noi ne ocupăm de trecut. Nu, noi ne ocupăm de această istorie a martirilor, pentru că ei ne ajută să înțelegem vremurile pe care le trăim. Obișnuim să ne gândim la viața lor, la viața martirilor în general în biserică, într-un cadru narrativ care evocă viața și faptele lor, dar în același timp, ceea ce dobândim noi, dobândim mai întâi modele de comportament și de demnitate, de atitudine, dobândim în același timp înțelegere a ceea ce s-a întâmplat și ceea ce ni se întâmplă. Și așa cum am arătat de fiecare dată la sediile noastre, istoriile martirilor,
partidelor neamului sunt tot atâtea istorii ale învierii. După, bineînțeles, prototipul absolut al răstignirii și învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, rememorăm, dar în același timp, seara, serile acestea sunt și o seară de parastas. Parastasis, în limba greacă, înseamnă înfățișare înaintea lui Dumnezeu. Parastasis. Deci, îl folosește termenul Sfântul Apostol Pavel, în special, parastasis, și de aici avem parastas. Înfățișarea înaintea lui Dumnezeu, dar ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu acești mărturisitori ai neamului. Spunea cineva că pe temeiul, pe osemintele lor, care sunt aruncate în grob comune, dar pe osemintele lor se întemeiază o patrie pe care noi trebuie să o rememorăm. În ce sens? În sensul că eu am intitulat prima dată seara, dar, mă rog, am lăsat titlul acesta, Memoria ca vindecare. Memoria ca vindecare, martiri zidiți la temelia neamului. Pe această temelie încep să se strângă osemintele celor duși, spunea cineva, iar vii cu cei adormiți se înțeleg mai ușor. Ne înțelegem istoria mai cu deplinătate și începem să înțelegem că avem aceeași fântână, că ne tragem dintr-un popor care a avut vocație mărturisitoare, cum spune în acatistul brâncovenilor, bucurați-vă paia de lumina Îngerescului Dor, oglinda istoriei întipărite de vărul de lumină de tătăr. I-am invitat în această seară pe Sorin Davric, care ne va vorbi și despre glasul din Bolgie. Am invitat de asemenea prietenul nostru Cristian Curte, care a mai fost prezent, mi se pare, la noi, la sede noastră, Părintele Melchisedec de Maruși. Da. Vă mulțumim! Chiar dacă suntem poate mai puțin numeroși, totuși merită această întâlnire și îl rugăm pe domnul Sorin Davric să înceapă această seară a mărturisirii. Câțiva dintre au fost partizani, și în timp la care mă gândesc, este că ar fi fata
de pragul acela spiritual, la care nu ajunge decât cu prețul unei suferințe atroce. Și cu acesta am înțeles lucrul de Gabriela Tanumica. Tocmai de aceea vă spuneam că regula după care vă judeca omul este să spune de greșeală de dumneavoastră ca să spun cine ești. Asemenea, oameni te scotea pur și simplu din rutină, te scotea din acea complacere umană și individuală de sine, în care trebuie ca fiecare dintre noi de a trăi în vieții. După care a fost la Luc, au venit alții și alții, al doilea nume pe care nu o vizită pronunț, este Mircea Nicolau, 21 de ani de pușcărie, absolut de filosofie în perioada interiorică. După 21 de ani, când am cunoscut de la 90 de ani, am prins ultimii 7 ani de viață, la 90 de ani, un așa avea o tinerețe și o viitoare politică pe care eu, atunci, la 30 de ani, nu aveam. Mă uitam la el, cine este datul acest om pe care am privit în loc să se deschidă în acea luat tare și vibrător, vibrator. Mircea Nicolau, cu sigur, nu era mai ceva. Eu nu am virtuți parapsihologice sau magnetice sau mesmerice. Mesmerice înseamnă magnetic. Nu pot depista parapsihologic sau supra-senzorial spiritul. Totuși, prezența lui Mircea Nicolau, simțeam ceva care creează în el. Era o ierarhie firească, pe care îl privi, în felul în care se mișca, în felul în care se mișca lumea, în felul în care pronunța cuvintele pentru a avea o chestie interiorică pe care nu am pierdut-o. Sintaxa retorică pe care o folosea cu foarte multe puncte, digresiuni, dar și inclusiv se doar în multe aplicat, sintaxa aceea nu mai punea în zilele noastre. Nici la intelectualii cu virtuți moratorice. Mircea Nicolau dosea ceva de esență tare, de esență spirituală. Și vă spuneam întreba, prin ce ai trecut omul ăsta care a ajuns să se realizeze cu oamenii? Prin ce trecuse cei 21 de ani de pușcărie? Cu el a fost prima dată la forul 13 din Jilava, nu a fost niciodată acolo. Mi-a fost foarte greu să duc acolo pe Mircea Nicolau, pentru că în perioada aceea nu existau constrângeri de privința accesului la forul 13, deci am ajuns acolo, nu mai recunoștea locurile și mi-a spus, aici aș vrea o asta puțin, doar 5 ani puțin. Greu am tremurat, restul a fost la mine, până la 21 de ani. Cheia ierarhiei sale spirituale se vedea într-o suferință cruntă. Se suferă atâția ani de foame, fric și s-a văzut un loc unde se povestește în detalii mizeria cruntă, fiziologică, nu știu ce detalii se vă dau, privindă de ce se întâmpla când își făcea nevoie să scoare tineta. Și atunci, cu mâine goală, trebuia să pună din nou a această schemă a cizărării spirituale pentru o suferință cu
intrat deja în 2005. Când suferința care vă sofă în urmă și aici lucrurile nu sunt democratice, nu sunt filantropice, trebuie să ai o sofă venită într-o predispoziție. Trebuie să facă ce e primită de la părinți și pe de altă parte o predispoziție, o finanție pe care ai încălătat-o sub îndrăurirea anturajului în care ai venit. Dar ne depinește aceste două condiții. Predispoziția genetică și apoi finanția dată de un anturaj nobil, atunci când ești pus în situație limită, suferința excelează, te nobilează. Îți stă un șai, îți stă o finețe. O finețe pe care nu au prezis în biblioteci, și nici în măsând 10.000, și nici în cărbătări și de titluri de doctor. Toate aceste trăsături sunt ține mai mare de carieră. Dar pe dinăuntru, ca să capi la această finețe, trebuie să depășești aceste două condiții, predispoziția genetică și influența medică și, bineînțeles, lucrul pe care doi și mine, condiția a tot ce de suferință. De la Mircea Nicolau am trecut din om în om, transmutat de ținut politic și pe vremea aceea căutam să înțeleg pe la interpretă de biografia lui Mărica, pe Mircea Nicolau a fost să se coleg de facultate cu Mărica. Și am Mircea Nicolau înfățișați prin propria gură, propria lui Cercărată Interbelică. Când știi cărțile de istorie Cercărată Interbelică, nu știu că ar trebui să fie de seama că în mare parte acea istorie este măsurită. Este înfățișată acum, din punctul de vedere al învingătorului. Întotdeauna istorie este scrisă de învingător. Nici Nicolau a făcut parte din data antică, dar nici o altă interpretare a istoriei. Interpretarea și este mare parte din interpretarea autentică și conținută adevărului istoric românesc. Dacă nu aș fi continuat ca Mircea Nicolau sau ca și Bogdan Mănânc, aș fi fost un om ușor manipulabil și aș fi fost un om care aș fi mințit foarte ușor toate clișeele pe care le-au zis astăzi despre perioada de trebuie și în genere despre istoria trecutului. Sunt reguli elementare psihologice pe care au zis și le uităm. Una este cine stăpânește interpretarea trecutului, va stăpâni prezent și în același timp viitor. La fel, cine stăpânește limbajul, așa îi poate lovi pe oameni foarte ușor. Nici în Nicolau ca prima, în toată la mâni, nu puteau fi manipulate. Ei nu erau niște cărnicii, niște câte umane, pe care se poți împinge într-o direcție sau altă, într-o pământă de afumă. Era o propusă, aceasta se numește omul oportunist, omul descurcăresc, am buscatul. Am buscatul înseamnă omul care se descurcă în orice situație și este la lumină. Ei nu știau să fie oportuniști. Pur și simplu. Ei când întâlnești aceea cu cei mamă și compartă ei cu tine și îți dai seama că deci o altă logică, până nu mai plecarea spiritului, dacă ai câte de frânt, să le știi că nu poți să fii care ei. Și când mă întrebam, doamne, nu știu că să fii care ei sau nu știu că să fii care ei. Pentru că să fii care ei, trebuie să treci prin acele situații crunte. Nu trece de așa ceva. Dar, asta nu înseamnă că nu s-ar putea că într-o zi istorie europea și așa mai multe, sunt nelovite din nou, de așa și pe jură drastice. Cum spunea și părintele vorbea, nu vorbim despre deținuți politici, despre maladii sau despre partizani, de tot un impor de egeac. Cădem așa cum la proiectul sărbare și închinăm niște imuri turcești, amintim la oameni de mult răpăzați. Nu, dacă vorbim despre ei, vorbim ca despre niște modele care ne contaminează în sens bun. S-ar putea ca într-o zi, acele modele să ne inspire un comportament asemănător lor, dacă Uniunea Europeană merge pe aceeași linie a Constituției Bisericii Creștine, care este evidentă, pe aceeași linie a valului islam care vine peste noi și va veni peste noi, și atunci aceste împrejurări, corectire politică, vara islamică și persecuția bisericii creștine, investiția acestor factori, pot apărea aceste împrejurări drastice, și când la
la fel, ne vom fi puși în același context curând ca instituții politici. Și atunci, despre ce ne vorbim și pe care nu o să mai vorbim la trecut, ci va fi, cum să zic, o predecesorii noștri care ne-au inspirat o forță interioară. Eu m-aș fi perceput ca un model pe care nu l-am găsit nici la părinții mei, nici la educatori, nici la coordonatorii universitari. În acești oameni exista o forță interioară pe care educația intelectuală nu ți-o dă. Este o separație radicală pe care am intuit-o pe propria mea piele, ceea ce vă zic că ei sunt conversații teoretice și de ceea ce am înțeles să sunt lângă ei. Dar cum ai fi întâlnit, aș fi fost un diriac, o cărtiță, o chiar acoperit, fiind foarte ușor, grație naivității mele, foarte ușor de păcălit. Am un fusolă și în același timp aveam un fler seismic în privința istoriei extraordinare. Ei m-au învățat să văd adevărul istoric așa cum nu îmi vedea în urmă. În plan public și oficial. Pentru că știți că mine, istoria o să fiu cei care au avut bafta de la mine în vârf și s-au prăbușit. Au rămas plutind. Cartea aceasta este o carte de mărturie venită de unul meu, plecând din alta în Tiragor, dar în pagină este vorba de personaje pe care l-am întâlnit. Pe Valeriu Grafin nu l-am întâlnit nimeni în această sală. Poate că pe Asteniu m-a va șoca. Pe Mircea Popescu la fel, nu l-am întâlnit nimeni. Pe Vasile Popescu, partizanul la Botoșan, nu l-am întâlnit nimeni. Frația Muzoiu, la fel, domnul Gabriel Goran. Toate aceste personaje sunt protagonistele acestei cărți. Nu este vorba numai despre o poziție de regimul comunist, chiar dacă au ajuns să nu pușcării, chiar dacă au murit în mâini sau au fost executați sub martină de ce au fost prinși. Este esențial acest accent pe care l-a prins și proiectele vorbe și pe care vreau să-l transmit. Nu ne întâlnim în virtutea unui impuls melancolic ca să omagiem în mod fals și ipocrit niște personaje răposate. Ne întâlnim pentru că există niște modele de conduită pe care astăzi nu le mai întâlnim și o sursă de meditație pe marginea puterii pe care o dă credința. Cei care au existat au crezut, toți erau credincioși, au văzut la mare sau mai puțin. Dar tot am pomenit aceste două lume, nici am văzut nu era o structură politică religioasă, nu era un om al rugăciunii. În schimb, la clipa la mânc, am notat o dată la el, prin aceea am stat o frasă de lângă curatul morului, și în care a luat am auzit pe capiva ta mânc, se ruga minte întregi. Era un om al rugăciunii, al postului. Deci că se partiza oameni. Nici ancora nu, nici ancora au fost lucruri mai tare, mai tare, mai tare, rece. Nu era un idilic, nu era un dubios. Era o structură metalică, de lucrător, care era la mâini, era un om în rugăciune și totuși amândoi credeau. Amândoi mergeau la biserică. Părintele Gordon pe care îl văd în sală, cu siguranță că se regăsește în cuvintele mele, pentru că desor ne-am întâlnit în prezența lui Mircea Nicolae la biserica Bogdan. Asta vreau să vă transmit. V-aș mai spune că tot încercând să mă închipui de ce erau mai bun decât mine și de tot ceea ce se gândesc în viața mea, am ajuns să schițez un proiect de evoluție integrală pe linie spirituală de sistemul politic. Și această evoluție o pot să descrie în patru etape. Prima etapă este etapa asceză. Toți erau supuși în exerții fiziologici, începând cu foamea, cu frigul, cu prăbuchii, cu proșințele și cu bătaile pe care îi dura.
un program și ce supui. După cea de-a doua etapă, urmează etapa metanoică. Etapa metanoică, dar nu înseamnă schimbarea pe dinăuntru după o căință. Nu se schimba ceva. Ce anume se schimba? Și le dau multe criterii de pe care le-a ascultat să aduce în urmă viața și bine. Nu mai preocupa ca ei. Ajungea să nu mai sunt să nu mai fie frământați de grija zile de mâine, de grija familiei și în altă stare de, cum se spune, de gândire individuală, când omul se reșimă o gândire individuală între Iisus și Iisus Hristos. Cum avea o vocație în căciunii de Iisus, alții nu aveau. Dar ei începeau să fie văzut propriu. Să rostească pe Domnul și aceasta era cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă aceștia de chinul vest, urmează etapa metanoică, deci să trăiești înăuntru tău ca să supraviețuiești și nu faci doar cu amintire din viața civilă, ci o faci aruncind în credință în Hristos. Asta este cea de-a doua etapă a celor care vreau să le existe. Și simptomul fiecare, cu simplă griji, cum e preocupat viața din afară, intrau într-un castor în interior, într-un etaj, au căciuni și atinze. Și urma etapa a treia, care nu ajungea urmăs, este etapa anastatică. Anastasis înseamnă a stat deasupra ta și sinonim în limbajul teologic cu înviere. Nu era vorba de o înviere propriu-zisă, dar pur și simplu acești oameni își depășeau condiția și ei încerca să răzbată ceea ce am descris în cazul lui Grecia Nicolau. Puțin de spus vorbim ce au ajuns la etapa această etapă anastratică, sunt cei despre care mărturile sunt că erau considerate către colegii de care apropiați, sfinți. Cazul Sasi, Valeriu Cafin. Cei care au stat în drept la misiune, de fapt, până la Luceanu, spun că din ea prima ceva, grație căruia oamenii, colegii lui, intrau într-o stare de euforie. Ca fiind un ram lui bun și nu știu de transmitea ceva, în virtutea căruia, oamenii aceștia au bucuroși. Cum să fie bucuros în unul lui bun? Ei, asta, în mintea mea, este starea anastatică. Este o transmitere fără cuvinte, rațională, cu transmitere mistică. Ceea ce este mistic nu poate fi transmis rațional, ci prin cuvinte. Asta transmitea ca fiind. Se pare că asta transmitea Papa Jorge atunci când stătea cu Ianuit, așa cum mă prețesește Ianuit. Cazul acesta de anastatic, ce nu se răspunde? Pentru că presupuneam o sofă a patru și cum e o vocație pentru lumea aceasta. Așadar, am încântat pasul și etapa metanoică, etapa anastatică și ultima etapă este etapa mărturisitoare, în zona care am ieșit în fărășit de acolo. Etapa mărturisitoare este depui mărturie pentru ceea ce ai trăit și nu faci o cruce, faci în măsură de chestii creștine. Pentru că aminte, tot chinul, tău pare absurd. De ce nu chinui la atât? Nu trebuie să dau un zvon de lucru cu mult în spiritual aceste experiențe. Și atunci și eu să mă mărturisau, spunând cum spunea Grigore de Grază la Pietra mea, se zicea că e 23 de ani de bușurile. Și răspunsul era, pentru că nu așa, am vorbit. Mai așa am cunoscut pe Dumnezeu. Ei, vă fiți răspuns. Faci 23 de ani de pușcărie, pentru că altfel nu ai fi ajuns la Iisus Hristos și la Dumnezeu. Asta știe de la Grigore Caraz. Acesta este mecanismul prin care eu, omul trăit în mediocritate și o rutină credincioasă, am putut să-mi explic hierarhia de spirit a acestor oameni. Faptul că au trecut prin toate etapele prin care eu n-am trecut, de exemplu, de nici dumneavoastră n-am trecut, acest fapt de practică, de fapt de obietate, tâlpia mobilării și accidentării lor. Asceza, metanoia, anastasia și apoi mărturia. Martirul este un mărturisitor. Și atunci, ce sunt la aceste patru etape, Filip pentru că sunt cu totul în afară acestor cuvinte spirituale, și atunci nu pot vorbi despre care sunt niște modele care sper să mă inspire dacă vreau să Dumnezeu ajunge în acele condiții. Au fost cu totul altfel de
estimulare la studiile psihologică, ei au tot acela o conflictă. Ei, faptul că nu știu să cultivăm statutul la care ne calcheți în dreptul revoluției, faptul că ne-am numărat și ne-am pus acolo de credință hierarhică social, nu aceasta se răspunde asupra noastră. Dacă nu e corectiv, avem viața morală pe care o avem, nu mai avem problemele intelectuale pe care o avem. Și dacă avem asta politică pe care o avem, este pentru că noi nu am știut să ne inspirăm de un corect de identitate care ne-a ajutat într-un problem în statul social. Dacă politicii nu știi, chiar și pe tot de la fel, în Europa sau în Oposul sau în Iunie, în Iunie, în Iunie, în Iunie, în Iunie, în Iunie, a fost pentru a intelectuală românească, că este o cultură văzută de vânturi, atât de oameni oportuniști, cu niște servituri mai mult sau mai puțin ascunse și comune. Iată unde am ajuns, pentru că n-am știut să ne onorăm o fixă de demnitate și de credință ieșită din comun. Și cam asta am scris-o pentru mine și apoi în amintirea lor, sperând că măcar câțiva chestii în loc și trecând și aflând aceste etape acestea de la lumea Anastasia și vine la Anastasia, să mă inspira și poate le va folosi. Vă mulțumesc! Zic, domnule, nu știu și n-a fost expulzat pentru că am transmis ceremonia că de-a fost adus sicriu.
în plumb. Ba mai mult, a murit acolo, în fine. Era cât pe ce să moară România, dar a murit în somn. N-ai dreptate, Doamne, minți. Zice, dovedește-mi că greșești și o să-mi cer scuze public. Eu lui, nu e mie. De ce vremurile astea trăim? Bineînțeles, m-a chinuit să-i dovedesc, i-am spus părintelui, fiului părintelui Calciu, a rămas perplex. Doamne, să dovedesc că tata a murit în America și că a fost cetățean american, s-a oferit cetățenia de onoare, eu totuși un preot ortodox care s-a întâlnit cu Ronald Reagan. Da. Zice, nu, nici nu pot să o fac și nici n-am de gând. Adică să apăr ce? Pentru niște nebuni din România. E, nebuni ăștia nu sunt chiar așa inofensivi. Vorbind de un membru în văzut de administrația radioului, care are putere, iar el e mic. Sunt unii mai sus care au putere și mai mare. Iar miza este să nu ne mai putem exprima liber, că așa e democratic. Nu înțeleg chestia asta. Adică e democratic să nu te exprimi liber. Eu cred că fundamentul democrației și pentru, îmi place să cred, pentru ceea ce au murit oamenii în 1989, este să spui ceea ce crezi. Înainte nu putea. Bine că împreună cu democrația vin și alte drepturi. Acum vedem că se inventează drepturi pe bandă rulantă, dar fundamentul, nu? Fundamentul libertății este să poți să crezi în ce vrei și să spui ceea ce crezi. Nu mai poți. E, domnul Sorin Lavric o spune. Mai sunt și alți intelectuali care o spun. Unii foarte răspicat și foarte clar. Sunt însă o minoritate. Minoritatea asta nu poate să facă față unui tăvăluc. Cu rândunică nu se face primăvară și nici cu un stol de rândunici. Dar rândunicile pot să facă ceva. Ceea ce face Sorin Lavric. Pot să dea o mărturie despre ce înseamnă normalitatea. Până la urmă, el nu face un lucru extraordinar. Face un lucru normal, care ar fi privit drept firesc într-o societate normală. Nu e firesc. Iar Sorin, pentru asta, e marginalizat. Nu vă puteți închipui ce înseamnă traiectoria unui intelectual care nu vrea să bată palma cu puterii și zilei, nu vrea să-și asume o poziție comună. Până la urmă, plătește inclusiv material. Condiția asta de marginalizare. Iar eu cred că Sorin face asta și pentru că ne-a spus ceea ce ne-a spus în minutele anterioare. Pentru că e legat de alți oameni care au făcut același lucru. Plătind de drept un preț mai scump. Sincer, nu cred că e imposibil să ajungem și noi să plătim un astfel de preț. Probabil nu într-un an, doi, trei. Dar în câțiva ani, un coleg de la Vice, jurnaliștii spun, din punctul meu de vedere sunt activiști, dar asta e, s-au contopit noțiunile și sunt un fel de martiri, pe bani bun, dar martiri, nu? Adică luptă pentru o cauză nobilă în fața unei națiuni care e prea bătută în cap încât să-i urmeze în secunda 2. Deci unul dintre jurnaliștii de la Vice spunea, până la urmă, nu-i nimic nobil să faci pușcărie pentru niște idei tâmpite. Adică e, în fapt, firesc să faci pușcărie pentru idei tâmpite. Cine decide care sunt ideile tâmpite? Nu societatea asta, să nu știți. E, din punctul ăsta de vedere, actul lui Sorin Lavric, mărturisirea lui intelectuală, și această carte reprezintă un eveniment. Aș avea, m-aș bucura să avem parte de mai multe astfel de evenimente. Nu putem, din pricinile pe care le-a spus Sorin, intelectualitatea noastră și conducerea politică a țării nu s-au aliniat deloc pe linia mărturisitorilor din tendințele comuniste. Ba chiar, îmi spunea un apropiat al lui Corneliu Popescu, că tot a fost evocat,
El și Partidul Național Țărănesc a fost îngropat și de o mare pătură a intelectualității noastre, care nu-și doreau revenirea într-o astfel de formă a fostelor partide interbelice. Impasul acesta în care ne aflăm nu cred că se va rezolva blând. Probabil. Probabil că va trebui la un moment dat să mărturisim așa cum au făcut-o și mărturisitorii din temițele comuniste. Ce înseamnă pentru mine, că suntem teologi, suntem în facultatea de teologie, ce înseamnă de fapt mărturisirea aceasta? Pentru noi martirul este un martor al învierii. Un martor al învierii mărturisește despre Iisus Hristos pentru că îl vede înviat, însă la învierea lui Hristos nu au acces decât cei care sunt în lăuntru învierii. Gândiți-vă la drumul spre Emaus. Ochii ucenicilor au stat închiși tot drumul. Nu l-au recunoscut pe învățătorul lor. Abia în momentul Euharistiei, moment în care ei se mută din afară înăuntru, îl recunosc pe învățătorul lor. Amplasarea aceasta înăuntru învierii au făcut-o toți deținuții politici pe care noi îi numim sfinți. Sorin Gavrica a evocat câteva figuri. Am întâlnit și eu foarte multe, am făcut ani de zile la Radio România Culturală, emisiune Ziduri de Lumină. N-aș mai fi putut să fac în zilele noastre. Mi-o scuteau din grilă în secunda 2. Deci am avut o emisiune în care i-am chestionat obsesiv asupra unor întrebări foarte simple. Cum vă rugați? În ce măsură v-a ajutat credința să răzbiți? În ce fel Dumnezeu a lucrat în temnițele comuniste? Și răspunsurile au fost extraordinare. Am descoperit ceea ce unii monah a scris într-o teză de doctorat, Părintele Grigorie Benea, Duhul Sfinților Părinți în temnițele comuniste, paranteză, teza a fost susținută la Facultatea de Teologie din Tesalonic, iar coordonatorul i-a spus de să-i grijă cu temnițele comuniste, că avem destul de mulți profesori de teologie aici, comuniști. Nu o să le convină tema. Vă dați seama? Închid paranteză. Deci, ceea ce descoperea Părintele Ieromonah în temnițele comuniste era Duhul Sfinților Părinți. Duhul Patericului întrupat admirabil. Gândiți-vă că, dincolo de cei pe care noi știm că au mărturisit, că au fost închiși politic, există mulți oameni la care lupta politică s-a transformat într-o luptă pur duhovnicească. În lagărul de la Galta, de exemplu, sub oblăduirea bătiei Traian Trifan, în lumea, a luat naștere un grup de isihaști, alcătuit din el, Virgil Maxim, părintele Arsenie Papacioc, la vremea aceea nu era părinte, Valeriu Cafecu, care acolo, putând să citească regimul de detenție până la instaurarea comunismului, era mai liber, putând să citească, au citit din Sfânta Scriptură, au citit din Sfinții Părinți, au memorat mult din aceste pasaje și au pus în practică asidu rugăciunea lui Iisus. Până la ce trepte, povesteau, de exemplu, deținuții politici de părintele Arsenie Papacioc, atunci când se ruga într-un loc în care depozitau uneltele, iar ei veneau și luau sape, târnacoape și făceau zgomot, părintele Arsenie Papacioc nu se siza. Sau, de exemplu, Traian Trifan știe în duh că unul dintre deținuți merge și se roagă într-o capelă părăsită și știe pentru ce s-a rugat și dă și soluție la problema duhovnicească. Deci, acolo, locului de la Gata, ea naște acestui psihas, care apoi se va răsfânti, va fi și la Alip și o parte foarte importantă va determina la târgul Ocna în închisoare o renaștere duhovnicească de asemenea proporții, pentru că au avut și destul de multă libertate față de celelalte pușcării, încât închisoarea toată spunea era o mănăstire. Cu duhovnic, dacă mi-ai gândit, mă rog, nu era duhovnic în sens sacramental, dar noi știm din tradiția noastră isihastă că, până la urmă, povățuitorul nu trebuie să fie duhovnic, nici măcar preot. Siloan Antonitul, de exemplu, a fost mare povățuitor fără să fie preot. Deci povățuitorul era Valeriu Cafecu. Iar Valeriu Cafecu a fost o figură fabuloasă. Am discutat la un interviu cu domnul Aristide Leva, doctor cel care l-a îngrijit în închisoare și care spune, domnule, eram șocați, ne enerva. Povățuitorul face așa ceva. Spune, Aristide. Eu dacă aș avea libertate, aș pune între președintea României un evreu. Cum, băi, Valeriu, evreu? Deci chiar așa, cum? Zice, păi, da, Pavel, Petru, erau evrei, nu?
Ei, el le spunea asta cu fraților legionari, scandalizându-i. Tot el îi scandaliza când ei făceau planul. Lasă că vin americanii, ne eliberează, facem o armată, sunt ăștia care luptă mulți, primeau vești de afară, vă dați seama, zadarnice. Iar el avea cheia. Cheia celui care se mută în lăuntru învierii și e un martor și spunea Aristide, Aristide, cea mai puternică armă din lume, mai puternică decât bomba atomică, e iubirea. Asta încerca să învețe. Dar nu le spunea, practica. El și-a dat doza de streptomicină, asta o știu de la ei, lui Richard Burbaran, ca să-l salveze de la moarte, spunându-le, băi, ăsta e greu, când va ieși, va face mult mai multe valuri decât mine și e bine să se audă ceea ce s-a întâmplat în pușcările comuniste. Richard Burbaran nu mai povestește asta. Mă rog, a fost și el într-un context dificil, să zicem, în America, deci acolo nu era chiar într-un totul liber. Așa că n-a spus asta, dar Varelin Cafencu realmente și-a dat viața pentru celălalt, pentru ce? Pentru un evreu care trecuse la creștinism fiind protestant, el creștin ortodox. Deci nu doar vorbea, asta făcea. Și la ce măsuri ajunsese Valeriu Cafencu? În povestea cu domnul Aristide Lefa, se uita la un moment dat un deținut pe fereastră și părintele și Valeriu Cafencu îi spunea ceea ce vede. A ajuns până la clipa în care sufletul în timpul rugăciunii a ieșit din trup. Iar apoi tot el s-a întors înapoi. Sfânt! Sfânt, noi spunem sfința închisorilor, dar sunt sfinței bisericii, oameni ai învierii, oameni care au trăit înăuntru învierii lui Hristos. Suntem sub ocrotirea lui Virgil Maxim. Păi ce om extraordinar! Nu e vorba doar de faptul că a fost un om al rugăciunii isihaste, dar ne lasă niște poeme isihaste. În cea mai bună tradiție, dacă vreți, bizantină, nu discutăm acum calitatea lor din punct de vedere literar, pentru că nu asta contează, ci faptul că își transpune trăirile în poeme. Deci, nici nu știu dacă trebuie să ne gândim. Bineînțeles, închisoarea a fost foarte importantă pentru ei. Dar ceea ce a fost cel mai important a fost felul în care ei și-au asumat închisoarea. La fel cum părinții din pustie, în mod liber, își asumau nevoințele. E, galeria aceasta fabuloasă, pe care eu mi-aș dori-o foarte mult în sinaxare, și am avut destule dispute pe tema asta, inclusiv, de exemplu, cu un altul Bartolomeu Anania, care credea că ar trebui să fim mai temperați. Eu nu sunt temperat. Deci galeria aceasta, pe care eu mi-aș dori-o foarte mult în sinaxare, ne învață cumva un lucru foarte vechi, care e același din totdeauna pentru noi ca și teologi. Că singura posibilitate să trecem prin viață este ca martorii învierii, iar martorii învierii nu pot fi tăcuți. S-a întâmplat, de exemplu, ca, deși erau pedepse crunte pentru cel care vorbea despre Dumnezeu în temniță sau se ruga într-un mod ostentativ, s-a întâmplat, de exemplu, să-i se spună unui gardian care era foarte anti-deținuți, erau și unii mai plinzi, unii care își făceau treaba cu mai puțin sârg, vorba părintelui Nicolae Steinhardt, într-un sistem totalitar, nu trebuie neapărat să fii un mare martir, este suficient să nu-ți faci meseria cu foarte mult zel. E, gardianul ăsta era foarte zelos și în Duminica Paștilor îi spune un deținut politic, uite, i-am uitat numele, Hristos a înviat. Gardianul se blochează și zice, adevărat a înviat, mă! Deci se putea să și așa. Sau ceea ce au făcut în mină la Cavnic, când în noaptea de înviere și-au stins lămpașele, apoi le-au aprins, au cântat Hristos a înviat și-au bătut în ele și spunea părintele Justin Pârvu că asemenea înviere n-a trăit niciodată după închisoare. Acum, gândiți-vă ce-au rodit. Dacă îi luăm pe marii duhovnici, excepțiile sunt mai degrabă cei care n-au trecut prin închisoare. Haideți să-i luăm pe cei care au trecut prin această facultate. Părintele Constantin Galeriu, care mi-a fost povățuitor. Părintele Dumitru Stăniloae, care a crescut atâția mari profesori de teologie și care cred că a fost cel mai mare teolog ortodox român, fără niciun fel de discuție. Apoi mari duhovnici de aici din București, părintele Sofia Mbogiu, trecut prin pușcărie, părintele meu, părintele Adrian Făgețeanu de la Antin,
trecut și el prin pușcărie. Părintele Arsenie Papacioc, părintele Iustin Pârv, părintele Roman Braga. Și lista poate continua. Deci am avut o generație care eu cred că va trece timp destul, nu știu cât, până când să ne dăm seama că de puține ori ortodoxia românească, și repet românească pentru că au fost toți români, Paisie Mericicosul, de exemplu, nu a fost român, ortodoxia românească a înflorit cu spectaculos. Și asta într-o mare prigoană. Ceea ce demonstrează că zidurile până la urmă nu i-au ținut. Mai degrabă închiși au fost ceilalți. Prizonieri, captivi. Pentru că ne gândim iarăși la înviere și la faptul că suntem martori ai învierii. Captivitatea începe în inimă. Începe cu patimile care te înrobesc, apoi cu mintea care devine înrobită patimilor și începe să le susțină. Și în cele din urmă, așa cum spunea Sfântul Antonie cel Mare, omul crede că este rațional, dar nu e rațional. Și uite așa, intelectualii noștri, ca să revin în vremurile noastre, cred că sunt rațional, dar nu sunt rațional. Nu sunt liberi. Trăiesc într-o temniță, deși comunismul a căzut. Din cauza asta nici nu rodesc minunile în viața noastră. Îmi spunea domnul Gheorghe Jijie că în pușcărie, la un moment dat, a fost trimis la carceră, însă carcera era iarnă și un cer cumplit, fusese instalată în curtea închisorii, era un fel de cutie de scânduri în care îmi spunea dânsul că nu puteai nici măcar să te așezi, atât era de strântă, puteai cumva să te chircești sprijinindu-ți genunchii și spatele. E, pe el l-au dus acolo dezbrăcat doar în chiloți. Și a stat așa zile. Nu mai mi-aduc aminte, am interviuri. Și mi-a spus, domnul Cristian, în tot timpul ăsta m-am rugat cu rugăciunea lui Iisus. Și crede-mă, nici măcar guturai n-am făcut. Și când mi-a spus asta, a început să plâng. Sau Traian Popescu, supranumit Macă, care îi spunea, de ce nu mai scrie? Ți-a scris cantată, o cantată, el care nu făcuse conservatorul, ea și fost pusă în scenă de orchestra radio după 1989. Și spunea, de ce nu mai scrieți? Și zice, Cristian, îmi lipsește închisoarea. Îi lipsea asceza. Deși tot el îmi spunea, acolo am deprins rugăciunea lui Iisus și încă o mai spun. Chiar în timp ce vorbeam cu el. Deci au fost, am putea spune, isihaști pur sânge. Părintele Iustin Pârvi povestește la un moment dat părintele arhimandrit Adrian Coroian, fostul stareț de la Mănăstirea Nicolae și acum la Episcopia de Vei și Cunedoare, că la un moment dat l-au dus într-o celulă care nu avea geamuri, pe jos era aruncată apă care îngheța și exista o bară și l-au legat cu cătușele de acea bară, dar bara nu era la nivelul nici un nivel la care el să poată sta în picioare, nici un nivel la care el să se poată așeza, ci undeva intermediar, puțin mai sus de genunchi. Și putea sta doar chircit, cu mâinile la spate. Și a stat zile întregi și spunea părintele arhimandrit că se gândea că dacă o să adoarmă, ceea ce era foarte greu, dar de epuizare până la urmă adori, o să moară de frig în cele din urmă. Însă n-a murit pentru că s-a rugat. Și a spus părintele arhimandrit Andrei, zice, crede-mă că în viața mea nu m-am rugat ca atunci. Sau părintele Roman Braga. Desigur, acum e vorba de oameni care au intrat în închisoare cu experiența rugăciunii. Părintele Iustin Pârvu avea deja experiență monahală, părintele Roman Braga de asemenea. Părintele Roman Braga îmi spunea că acolo, la un moment dat, a fost izolat. Și la izolare, fiind singur, ajunge aproape sui razna. Bineînțeles, s-a rugat cu rugăciunea lui Iisus și mi-a spus, să știi că acolo am descoperit eu infinitul din noi. Și acolo mi-am dat seama că noi oamenii nu avem limite. E bine, gândiți că știa toate astea, nu? În călugări le știe.
Dar să ajungi deodată, probabil, nu mi-a spus în detaliu, dar probabil să ajungi în adâncul lucrării energiilor necreate, e foarte diferit de situația în care doar vorbești despre ele. Ceea ce facem de multe ori la facultatea de teologie și ca teologi, dar experiența aia este marele salt. Așadar, aș concluziona printr-o idee simplă. Martirii temnițelor comuniste ne transmit lecția ideală despre libertate. Iar noi, ca și teologi, despre ce înseamnă cu adevărat să viețuiești în Hristos. Lecția lor poate fi aplicată în libertate, cum e acum, sau într-un regim totalitar, pentru că, până la urmă, sclavia nu constă în niște ziduri sau într-o împărăție de orice fel lumească, încercând treptat să ne acapareze. Sclavia e în inima noastră, în propriile noastre patimi, începe, bineînțeles, cu căderea treptată din credință, cu rațiunea care se strâmbă și, în cele din urmă, ne grăbovim și ajungem robi. Moment în care, pentru împărăție, e foarte simplu să ne facă și robi de fapt. Vă mulțumesc! Și ideea a venit de la Iuliana. Nu? Iuliana? Iulia. De la Iulia. Duminică noi am avut o întâlnire despre abordul unui scriitor la Centrul Cultural. Bani Dumnezeu, deci a fost evocat de doamna Marilena Rotaru, un film. Poet, scriitor din generația Mircea Vulcănescu, Michel Iade, Constantin Noica, a făcut și canal. Și Iulia, eu nu știu. Iulia mi-a spus, Părinte, ce minunat e așezată seara. 19 martie este data trecerii la Domnul lui Virgil Maxim. Și într-adevăr, deci, în maxim este un... Acum trebuie să spunem, cei care se pricep mai bine la literatură, critici literari, precum Cristian Crăciun, spus că poeziile lui Virgil Maxim, ca de altfel și alte poezii, nu sunt poezii de conjunctură, adică ele demonstrează și un talent literar, nu sunt mai probleme emoționale. Și Virgil Maxim se înscrie prin... mă uitam... Ce interesant este această tematică a cărților lui Virgil Maxim. Nuntașul cerului. După aceea se știe, El pentru crucea purtată, cred că este cea mai cunoscută carte. Apoi, Aiud, fiecare a avut o definiție. Aiud, cetatea morții. Bărăganul, pământul exilaților. Târgu Ogna, lumina din răi. Ce minunată expresie. Târg Ogna, lumina din răi. Târgșor, închisoarea copiilor, pentru că el a fost arestat de fiind de lemn. Cafnic, robii din adâncuri. Gherla, împărăția morții. Jilava, pântecele chitului. Mislea, mănăstirea cu gratii. Pitești, răstignirea unei generații. Suceava, sâmbrele reeducării. Apoi, foarte interesant, deși nu știu dacă... Teologia fenomenului reeducării. Pentru un teolog ar fi asta. Nu știu dacă s-ar putea găsi. Rezistența împotriva prigoanei. Fenomenul și psihologia reeducării. Efectele prigoanei și efectele reeducării. Acum, Iulia mi s-a lăsat sufere. Mi-a sugerat și chiar m-a bucurat. O mărturisire de credința lui Virgil Maxim, pe care
Dați-mi voie să o citesc. Este minunat. Este vorba despre Sfânta Împărtășanie pe care a purtat-o cu el. Și am să vă citesc această mărturisire a lui Eugen Maxim, pentru că este o minună. Iubiți frații, am stat mult la îndoială până am hotărât dacă trebuie să fac și o ultimă mărturisire. Și aceasta pentru ca nu cumva minunile ce le-am descoperit să fie profanate de neîncrederea sau necredința unora. Duhul m-a îndemnat până la urmă să o mărturisesc. Purtam asupra mea o bucățică din Sfânta Împărtășanie păstrată pentru momente limită. Păgânii, în momentul limită al bătăliei, își ridicau viața sinucigându-se. Creștinii intrau și înainte de moartea trupului în comuniune cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie. De câteva ori am considerat că mă aflu în momentul limită și am îndrăznit să consum din Sfânta Împărtășanie. La Jilava, când împreună cu cei care au avut dintre copii, am luat câte o firimitură, mărturisindu-ne unul altuia greșele și legându-ne ca în cazul că vreunul dintre noi scapă viu și întâlnește un preot, să se facă martorul tuturor în actul Sfintei Spovedanii. La Gherna, când am intrat în camera 99, la Iud, când a fost izolat la Zarpa, în 1958, Sfânta Împărtășanie m-a salvat să rămân viu în trup, dar mai ales m-a salvat de la căderi sufletești fără întoarcere. Simțeam în mod efectiv că prezența ei asupra mea va fi o sândă veșnică ființei mele în cazul abdicării de la mărturisirea adevărului. Dar simțeam tot atât de puternic ajutorul ei salvator. Unul dintre copii m-a întrebat la Jilala, cum a fost posibil să trec prin atâtea percheziții din care nu scăpa niciun vârf de fir de ac. Niciun vârf de ac. O păstram într-o batistă curată, înfășurată și înnodată, fie legată cu o sporicică în, gât, în jurul gâtului, fie chiar în buzunar pentru a fi la îndemână în momentele critice. În timpul percheziților nu ascundeam. Aveam credința că ea se apără singură și mă apără și pe mine. Așa se întâmpla. Când îmi venea rândul să fiu percheziționat, eram dezbrăcat și la pielea goală. Hainele și lenjeria, batistele, prosoapele, și orice îmi aparținea erau pipăite la toate încheieturile și cusăturile și aproape totdeauna tăiate și descusute. Organismul ne era cercetat și în gură și sub limbă și în urechi și sub unghii și unde trebuia și unde nu trebuia pentru a găsi ceva compromițător care să atragă o pedeapsă. După ce milițianul îmi spunea să îmi iau boarfele, mă aplicam să le ridic și găseam batista că sunt Împărtășanie deasupra lor. Fie printre ele, neatinsă, nedezlegată, necălcată în picioare, așa cum aveau obicei să facă cu orice găseau asupra celui percheziționat. O singură dată m-a întrebat la Jilava un milițian. Ce ai în batistă? Sfânta Împărtășanie, i-am răspuns, fără să mă întreb. Ia-ți bagajul și treci la cameră. Mai mult de 15 ani am purtat la mine minunea lui Dumnezeu, minunea minunilor Lui, trupul și sângele Fiului Său în mâinile mele păcătoase de om pământean. Și am ieșit cu această minune afară. Schimbându-se condițiile de viață, nu știam ce să fac cu ea. Am întrebat un preot, dar nu am fost mulțumit cu răspunsul pe care mi l-a dat. După ce m-am căsătorit, am dat-o în grijă soției să o păstreze într-un loc ferit până voi afla răspunsul cel bun, adăugându-i, în caz că voi fi rearestat, primul lucru pe care mi-l dai va fi această Sfântă Împărtășanie. Au trecut încă 27 de ani, până în 1992, din când în când mai întrebam câte un preot cum să procedeze, simțindu-și sfârșitul înainte de a se spovedi și împărtăși, soția m-a rugat. Ce ai de gând să faci cu Sfânta Împărtășanie din batista aceea? Se află în șifonieră într-o cutiuță, te rog să rezolvi cu ea. Cu o săptămână înaintea morții soției mele am avut un vis. Mă aflam în rugăciune și o rugam pe Maica Domnului să poarte de grijă de sufletul, să poarte grijă de sufletul soției mele, aflată în suferință, și să facă parte din mila Fiului Său. Maica Domnului, cu acoperământul ei împărântesc și plutind în lumină dulce, blândă la chip, dar foarte serioasă, mi-a răspuns: o voi lua în grija mea,
Nu acum, ci puțin mai târziu. M-am trezit și nu știam cum să înțeleg cuvintele. Nu i-am spus soție visul, dar am întrebat-o dacă se simte mai bine, dacă n-ar vrea să se spovedească și să se împărtășească, deși se împărtășise nu cu mult timp în urmă de Sfântă Mărie. Voia să chem preotul, atrăgându-mi atenție asupra Sfintei Împărtășanii ce o aveam din închisoare. După ce preotul a oficiat Sfintele Tane, mi-a zis foarte liniștit: te rog să repar colțul crăpat la cutremur în camera dinspre stradă, unde au fost depuși mama și tata pentru priveghi. Acolo o să mă pui și pe mine. Am reparat și am văluit. A venit să vadă. Va veni lumea la priveghi și nu vrea să aibă femeile prilej de vârfă. Apoi a trecut. După amiază a respirat cu greu și am întrebat-o dacă nu vrea să meargă la spital. A dat din cap, uitându-se cu compătimire, ca și cum eu eram cel în suferință. Am telefonat la Ploiești și Tatiana a venit cu nepotul Bogdan, cu mașina, au dus-o la spitalul județean, înainte de a se urca în mașină și a luat rămas bun de la toate vecinile. Nu ne mai vedem aici. Era seara de zile de 30 septembrie 1992. Au adus-o a doua zi seara în Sicriu, pe porbagajul mașinii, era 1 octombrie 1992, sărbătoarea Căpărământului Maicii Domnului. Deci s-a confirmat visul, nu? Acoperământul Maicii Domnului. Și atunci am înțeles răspunsul pe care mi l-a dat în vis Maica Domnului și am mulțumit pentru purtarea de grijă promisă cu o săptămână în urmă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. După moartea soției, am plecat la Constanța să-l văd pe fratele meu de suferință, Marin Naidim, și pe părintele Arsenie Papaciuc, care i-am mărturisit taina despre Sfânta Împărtășanie. Dânsul mi-a spus să o dau unui preot care să o consume după ce a consumat din Sfântul Potir. Împărtășanea, slujită la Sfânta Liturghie, fără a o pune în Sfântul Potir, deci, și întorcându-mă acasă, am predat-o părintele Ilie Țintă, care a făcut așa cum a învățat părintele Arsenie. Sfânta Împărtășanie m-a salvat și pe mine și pe cei aflați împreună cu mine din toate încercările prin care am trecut, apărându-se singură de orice profanare timp de peste 15 ani în temniță, asigurându-mă la nivelul simțurilor materiale și al judecății celei mai simple de dumnezeirea ei. Ca și Toma, convingându-mă cu ochii trupești și mâinile pământești, să strigăm și noi, Domnul meu și Dumnezeul meu, Virgil Maxim. Iată o minunată mărturie de Silaxa. Și acum, ca să încheiem seara, bine ai venit, Dan. Dan Vasilescu, m-ai venit chiar la momentul potrivit. Cei care ați fost la parohia Precupeții Noi, la seara, cu puțin timp înainte de Crăciun, au avut Crăciunul în temnițele comuniste, l-ați ascultat pe Dan Vasilescu și, de asemenea, a fost o întâlnire a scor și aici, la Facultatea de Teologie. Dan Vasilescu ne-a cântat atunci colindul Valeriu Lafer și alte colinde. Și acum avem în prima audiție, tot așa, cântece pe versurile celor care au trecut prin temniță și care au mărturisit. Cât? 3 minute. Da. Vă rog. Vă rog, da. Eu vreau să-i mulțumesc Iuriei și îmbrățișez. E minunat. Nu știam asta. Și din semnul de Virgil Maxim. Iuria a fost aceea care m-a trimis pasajul și mulțumesc. Și spuneți dumneavoastră ce minune. 3 minunile și acești mărturisitori ne ajută să le înțelegem, să le gustăm atât cât putem noi. Acum, Cristian Curte spunea, dânsul a trecut prin facultate, un pic dezamăgit. Nu. Sunt foarte recunoscător facultății. Da. No. Ce se întâmplă? Are dreptate. Eu stau și mă minunesc. Eu predau o disciplină ascetică și mistică, vă dați seama cele mai profunde experiențe mistice. De la pateric, filocalie. Deci, vă dați seama și bietul de mine, cum să predai asemenea experiențe tu care nu ai aceste experiențe? Și atunci m-a învățat Ioan Alexandru, poetul,
pe care le vom evoca în mai, în luna mai, pe 27 mai, aici, dacă ne ajută Dumnezeu, la Facultatea de Teologie, avem un simpozion, Ioan Alexandru, poetul limnic, și am invitat-o pe Maria Alexandru, fiica lui Ioan Alexandru, fiica cea mai mare, mă rog, cel mai mare este Ștefan, care e profesor în Germania, și vom avea, deci, Ioan Alexandru, poetul limnic. Ioan Alexandru ne-a spus un lucru și m-a încurajat și asta așa, domnule, sunt unii care vorbesc din propria experiență. Aceia sunt Sfinții Părinți. Dar sunt unii, că Ioan Alexandru ne vorbea de Sfântul Simon, noul teolog, imnele, Roman Melodu, Efrem Siru. Și mi-a dat și un curaj așa. Zice, sunt și a doua categorie, cum sunt eu, care nu avem experiența asta. Dar credem cu toată inima, cu toată tăria, în această experiență a Sfinților și exact ca la Scriptură, crezuta pentru aceea în grei. Deci noi credem în această experiență și avem nădejdea că Dumnezeu ne va ierta că nu avem totuși această experiență, adică lacrimile pocăințe. Pentru că dacă este să ne luăm după patronul acestui cenacul al nostru, sub patronajul Sfântului Simon nou teolog, noi facem aceste serii, ar trebui să nu vorbim. Dar îndrăznim să vorbim, pentru că au fost și Sfinți Părinți care au spus e bine să mărturisești și ceea ce crezi, chiar dacă tu nu ai această experiență. Și acum îi dăm rând lui Dan Vasilescu. Câte aveți noi acum? Am mai multe. O să cânt două dintre ele. Puteți cânta și trei. Dacă sunt în prima audiție, nu? Da. Și dar, pentru mine sunt în prima audiție. Dar eu v-am rugat totuși corul acela, colindul acela... Robului. Așa, da? Da, cu el o să încep. Bun, e pe. N-am un stativ la mine, o să o folosesc așa cât de cât, nici nu stai. O să cânt cu vocea liberă, dacă... Sau? Mă ajutați așa că... Nu, acolo. Aici, la voce, că asta m-am amplificat-o. Bună seara, mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. Mulțumesc părintelui de invitație și că mi-a dat ocazia să fiu prezent în locurile astea unde am petrecut atâta vreme. Am un pic de emoții, sunt momente unice și pentru mine. Mă bucur că îl revăd și pe părintele profesor. Emoțiile sunt și mai mari, încerc să le depășesc. Cum spunea și părintele, am început, de fapt a fost o îndrăzneală a mea să fac melodii pe versurile poeților din închisorile comuniste și începuturile au fost cu colindul rocului pe versul de Valeriu Gafelu. Pe malul Trotușului cântă robii Domnului, înjugați cu jugul lui, dar cântarea lor e mută, că-i din suferință smulsă, ci cu rugăciuni crescută. În inima și privești
unde-i Domnul Terniță. Și copilul cel din țară a venit la închisoare să trăiască prastii mare. Lăsați copii să vină, dar de flori de sărbători, dar de dar de flori. Lăsați copii să vină, să ne aducă din lumină, dar de flori de sărbători, dar de dar de. Acest colind face parte de pe albumul pe care l-am făcut acum 2 ani. Am conceput, se numește Colindele Robilor, intitulat tocmai de la Colindul Robilor, și îndrăzneala mea a mers mai departe. Am abordat și alte poezii care nu au legătură cu sărbătorile nașterii și redau efectiv atmosfera din închisoare și ce s-a petrecut acolo. O să încerc, acum sper să mă înțelegeți, n-am cântat în public următoarele cântece, pentru că nu-mi permis să le cânt oriunde și oricum. Mulțumesc, părintele, că mi-a dat ocazia, asta este prima oară când o să le cânt. Și sper să trec peste, poate, fricile mele de prima dată. Cântecul se numește Voi n-ați fost cu noi în celule și este pe versul de Radu Cici. Voi n-ați fost cu noi în celule, să știți ce viață ne sub iar de fiar. Cu gurne sătură, voi nu știți ce om, când prinde să urlă strivit de cătușe la blesne. Voi n-ați plâns în palme fierbinte, străpunși de cuțitul trădării, sub cer fără stele, cum spre morminte. Voi n-ați dus povara duerilor sfinte, spre slava și binele țării. În cânte cu noi, la oaltă trecând, voi n-ați cunoscut frumusețea înaltă, cum dorii rumpe cum inima saltă, gonind după faptele vieții. Ce-i munca de brațe plăpânde, ce-i jocul, ce-i rânge de monstru, cum scârție osul, cum frigul pătrunde, ce-i foamea, ce-i setea, voi n-aveți de unde să spuneți aproapelui vostru. Voi nu știți încrunta închisoare cu minte, speranța și visul, când ușile grele se închid în zăvoare și-n teama de groază ca lui înveștare pe sine se vinde în vinsul. Voi n-ați fost cu noi în celule, să știți ce-i viața de vesne, sub ghiare de fiare, cu gurile sătule. Voi nu știți ce-i omul când prinde să urle, strivit de cătușe la blesne. Așa sunteți toți cei ce credeți că pumnul e singura faină, că țarnici la cuget pe alături ne treceți când noi cobrajii, ca pământul de vine-ți gustăm din o sândă și spaină. A stat la o spețe încărcate, pornind după fașii orgoliu, nici milă de noi și nici nori, nici dreptate, nici candela aprinsă și nici libertate, doar din imensului doriu. Când
porțile toate s-o sparge și morții vor prinde să urle când lanțuri și ziduri cădeau sfârmate. Voi nu știți ce înseamnă învierea din moarte, căci n-ați fost cu noi în celule. Și în final o poezie care mi-a plăcut foarte, foarte mult, pe versurile lui Andrei Ciurunga și se numește Liturghie. Să mă gândesc, v-am spus... oricum. Îl scot? Da, da, da. Mai bine, mai bine așa. Foarte bine.
La Epifania, sau Epifania, cum vreți să spuneți,
volumul de versuri creștine mistice, care l-au impresionat și pe Părintele Stăniloae, de altfel apreciere Părintele Stăniloae, le putem găsi în prefața cărții Epifania, editată la Doxologia la Iași. Deci, pe 27 avem seara editată de Daniel Turcea, vor participa. Avem mulți invitați, fiecare vreau să spună ceva despre poezie, despre Daniel Turcea. Este mai tipărit de Senor Iunescu, el și poet, care s-a ocupat de editarea de la Doxologia din Fanini. De asemenea, Părintele Teofan Popescu, doamna Corina Negreanu, soția Părintele Negreanu de la Cluj, Părintele Zoltan Traian, care de asemenea are lucrare despre poezia de Daniel Turcea, doamna Irena Dulgheru, Simona Petrache, care vine tocmai de la Atena, și a doua zi vom merge, 28 martie, de fizicare, data Bărbiei, lui Daniel Turcea, vom merge la Mănăstirea Cerifica, pentru Parastas, și acolo la Centrul Cultural, în orașul Agapă. Intenția noastră a fost să facem și o troiță, dar nu este gata, la sfârșitul de Turcea de Daniel Turcea. Deci, a doua zi, 28, vom merge la Mănăstirea Cerifica, la Mănăstirea lui Daniel Turcea, unde vom de asemenea vom recita versuri, probabil vor mai fi vorbitori. Nădăjduim că studenții teologi vor fi mai informați atunci, probabil. Noi am mai avut încă două serii dedicate poetului Daniel Turcea. Pe 25 martie, Bună Vestire, Părintele Sofian Bogiu l-a împărtășit pe Daniel Turcea la spital, a plecat cu potirul. Deci după Sfânta Liturghie, nu am consumat potirul, l-a împărtășit chiar din potir. Și pe 28, dată până la cele 25. De asemenea, vă anunțăm că pe 3 aprilie vom avea aici o audiție, o piesă de teatru intitulată Unde l-am prins. Costin Manolicu ne va ameni cu înregistrarea și după ce vom asculta o oră această piesă de teatru la radio, va vorbi actorul Constantin Codrescu și Dan Puric. Deci, vom avea o seară dedicată Râului Aprins. Și pe 16 aprilie, pentru că pe 30 martie se numesc 30 de ani de la trecerea Domnului la Părintele Nicolae Ștaian de la Rufina, vom avea tot în acest anfiteatru cu Dumitru Stăniloae, Părintele Nicolae Ștaian și Revelația Fericirii cu Monica Vidal, George Ardenan și Părintele Mihai Dinan de la Buzău. Deci vă invităm la toate aceste privegherele noastre și să ne ajute Dumnezeu să fie cu folos. Eu mă bucur și vă îmbrățișez cu toată dragostea pentru că ați fost împreună cu noi la această seară de împărtășanie din Duhul Martirilor și vă mulțumim celor care ne-au îngrijit această întâlnire. Vom rosti împreună bine să vă mulțumim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine să vă adevărați de fericire de mine să vă de Dumnezeu și a bucurea fericită și prea împărat și mai de Dumnezeu nostru. Și în aceea ești mai cinstită de fiecare lumini și mai învingătoră de asumare cu Sfântul, care fărțică și de Dumnezeu cu glasul din Orgie, să luăm și autograf, avem aici mersi, dragule, hai să-ți dau un număr de cărți, cei care doriți. Vă mulțumim și Dumnezeu să-l ajute la tot atâta serii frumoase.